Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre foamea de aur din partea băncilor centrale. Au început să cumpere aur și să vedem despre ce este vorba în acest articol. Cumpărarea de aur din nou pe agenda băncilor centrale. Bun, deci dacă vă plac subiectele despre care fac material, dacă vă plac metalele prețioase, dați și voi un like la video, că mă ajută și pe mine să crească în vizualizări. Și cu cât mă ajută pe mine, cu atât vă ajută și pe voi, că pot să fac mai multe materiale despre aur și argint. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Conform celor mai recente cifre ale Consiliului Mondial al Aurului, băncile centrale și-au intensificat achizițiile de aur în luna mai, marcând o a doua lună consecutivă de sentiment clar optimist pentru metalul galben, adăugând astfel tendința pe termen lung a băncilor centrale, apetitul crescând pentru aur. Deci cumpără în mod masiv, deoarece se pare că și băncile centrale știu, aurul va fi rebranduit, adică o să-i pună un preț nou. Nu azi, mâine, dar în curând. În curând însemnând, cred că până la sfârșitul anilor 2030. După ce au adăugat 19,4 tone metrice de aur în rezervele lor în aprilie, băncile centrale au adăugat încă 35 de tone în mai. Aceleași bănci fiind în mare parte responsabile pentru principalele adăugări în ambele luni. Turcia 13,3 tone, Uzbekistan 9 tone, Kazakhstan 6,3 tone și India 3,8 tone. Qatarul a adăugat de asemenea 4,7 tone de aur la rezervele sale în luna mai, pentru a reumple tot aurul vândut la începutul anului, a remarcat VCG. În timp ce Germania a fost singura țară importantă care a fost vânzătoare net în această lună, renunțând la rezervele sale de aur cu 2 tone. A, deci a renunțat la 2 tone. N-ar fi renunțat la vreo 100 de tone sau la 500 de tone. La 2 tone, în fine. Toate acestea înseamnă că 2022 se preconizează a fi un an pentru achiziții considerabile de aur de către multe țări din întreaga lume, în special piețele emergente. Până în prezent, achizițiile raportate au fost dominate de Turcia, 56 de tone, Egipt 44 de tone și Irak 34 de tone, și susținute de achiziții mai modeste de la un număr mic de alte bănci. Potrivit analistului senior VGC pentru EMEA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Krishan Gopal, și deși am văzut un număr mai mare de bănci și au redus deținerile de aur până acum în 2022, volumul total al vânzărilor este sub cel al achizițiilor. Deci, în principiu, băncile centrale nu ar fi organizat niște cumpărări, niște achiziții masive, fără niciun fel de motiv întemeiat. Deci, oamenii se pregătesc pentru ceva. Fie că este rebranduirea aurului, ca și preț, că v-am spus într-un videoclip anterior, aurul la americani în 2019 a fost reclasificat din valoare de T3 la valoare T1. Ca și pentru bănci doar a fost reclasificat. Se referă la faptul că are o valoare mai mare pentru bancă, dar nu și pentru client. Deocamdată, pentru persoană fizică, momentan. Dar dacă pentru ei a fost reclasificat, cu siguranță o să aibă efecte și pentru persoane fizice. Ca atare, activitatea recentă de cumpărare a aurului extinde o tendință multianuală a băncilor centrale care își adaugă rezervele de aur. Anul trecut, aceștia au cumpărat 463 de tone, cu 82% mai mult decât au achiziționat în 2020 și al 12-lea an la rând în care au fost cumpărători neți.
GCE a raportat la începutul anului că băncile centrale dețin mai mult de 35.000 de tone de aur, echivalentul aproximativ o cincime din tot aurul care a fost extras vreodată, subliniind și mai mult apetitul lor nesățios pentru metalul galben. Da, ideea este că tot aurul care a fost extras vreodată încă există. În schimb, tot argintul care a fost extras vreodată nu mai există. Și numai din acest punct de vedere ar trebui argintul să fie mult mai scump decât aurul. Dar o să vedem pe viitor ce se va întâmpla. De ce este acesta cazul? O parte din atractivitatea aurului o reprezintă beneficiile de diversificare pe care le oferă băncilor centrale și investitorilor în general, mai ales având în vedere cât de vulnerabile pot fi monedele lor respective la crize de volatilitate pronunțată. Și cu relaxarea cantitativă dovedindu-se o politică din ce în ce mai populară pentru combaterea crizelor economice în ultimii ani, valutele au fost și mai sub presiune în fața injecțiilor masive în masa monetară. Spre deosebire de rezervele valutare, însă, durabilitatea, deficitul și oferta finală, oferta finită a aurului, sunt doar câteva caracteristici care oferă băncilor centrale garanție și încredere în perioadele de incertitudine și tulburări ale pieței. Da. Ca atare, le oferă active extrem de stabile în rezervele lor. Asta nu știu ce să zic, că le oferă încredere în perioadele de incertitudine și tulburări ale pieței. Deoarece orice bancă are și ea o arhivă, are și ea o istorie, orice bancă centrală, orice bancă normală, chiar dacă e bancă nouă pe piață, ea practic nu este nouă, doar ca și brand e nouă. Și are o arhivă, are o istorie, că la conducere sunt aceleași persoane din domeniu, adică nu sunt persoane noi venite. A terminat unul în facultatea de finanțe, bă, și gata, și a deschis om o bancă. N-ai să vezi așa ceva. Bun. În plus, piețele emergente au fost cele care și-au intensificat cel mai puternic achizițiile de aur în ultima vreme, nu economiile avansate. Profitul celor mai active bănci centrale s-a schimbat. Puterile economice tradiționale precum SUA, Germania, Franța și Italia nu mai cumpără mai mult aur, ci păstrează deținerile substanțiale pe care le dețin deja, a scris VGC într-un articol pentru Reuters, publicat în februarie, menționând că Statele Unite și Germania dețin cel mai mult aur, cu peste 8.100 de tone, 78% din rezervele valutare totale și respectiv 3.300 de tone. Să-mi termin ideea aici. Faptul că au o arhivă înseamnă că nu, și o istorie înseamnă că nu sunt la primele tulburări ale pieței, nu sunt la primele perioade de incertitudine și ar trebui să știe, să cunoască care sunt greșelile în mod normal care se întâmplă din partea băncilor. Pentru că dacă au o istorie și o arhivă, ar trebui să o și citească, adică nu să stai acolo și atât. Doar că, da, trăim în secolul fără profesioniști. Era profesioniștilor este pe cale de ducă, ca să zic așa. Și oamenii, da, probabil au în arhive și doare la 13 metri distanță de ei. Adică nu citești și ei, nu, în fine, e treaba lor până la urmă, dar ți-am zis, eu ca și asta, eu nu aș alege chestia asta, adică în perioadele de incertitudine, ei ar trebui să știe anterior ce s-a întâmplat, ce măsuri s-au luat, care au funcționat și care nu au funcționat. Și nu că a început ei abia acum să cumpere masiv. Că și-au dat ei seama, pe totuși suntem în 2020, din există băncile din anii 1800, despre ce discutăm. În fine. În locul lor, ca cumpărători de aur, au intervenit economiile emergente precum Rusia, China, Turcia și India, adăugat VGC. Cu toate acestea, ciuda faptului că cele patru țări au cumpărat cantități substanțiale de aur în ultimul deceniu, sau cam așa ceva,
Ele rămân în urmă față de omologii lor occidentali. Aurul reprezentă doar 22% din rezervele Rusiei, în timp ce deținerile Chinei, de puțin sub 2000 de tone, reprezintă doar 3%. Bun. Rusia și China au cumpărat aur pe căi neoficiale din 2006. Câte 20-30 de tone pe lună. A avut ani în care au cumpărat câte 80-100 de tone pe lună. Deci din 2006, nu ce zic ăștia din ultimul deceniu sau așa ceva. Și pe căi neoficiale și China, cam toate băncile centrale ale lumii fac un raport anual și declară cât aur dețin. Băieții ăștia, chinezii, ei declară odată la câțiva ani. Adică nu declară și ei ca restul lumii în fiecare an, unul la mână. Și doi la mână, în declarațiile oficiale, nu se află și aurul achiziționat pe căi neoficiale, dar în 2019 a fost ultima lor declarație despre aur, că, vezi, domnule, ar fi avut 1900 și ceva de tone, dar la următorul raport al lor, când îl vor scoate, probabil că în 2030, cine știe, sau în 2025, 2024, nu se știe, dar în fine, ei cred că o să aibă peste 20.000 de tone de aur, o să aibă declarat, mă gândesc. Dar oricum, cel puțin 10.000 n-are cum să nu declare. Cel puțin 10.000. Dar vom trece și vom vedea ce se va întâmpla. Dar îmi plac de ei, că oamenii nu sunt ca restul lumii. Adică toată lumea, toate băncile centrale raportează anual, ei raportează și o dată la câțiva ani. Doar la bașchiți. Nu interesează de restul lumii, dar în fine. Bun. Că înainte de 2019 au raportat, am impresia, prin 2015, parcă, sau 2012, nu mai știu. Dar tot așa, la distanță de câțiva ani, odată la câțiva ani, dă și un raport acolo. Luați-mă și voi, săracilor, gen. Să știți și voi ce facem noi. În fin. Și s-ar părea că achizițiile suplimentare de lingouri sunt acum pe agenda băncilor centrale. Păi asta trebuia să fie din 1990 pe agenda lor. Nu că s-au trezit ei acum. În fine. Banca Centrală a Irakului, de exemplu, a dezvăluit că a făcut prima achiziție semnificativă de aur din septembrie, adăugând 34 de tone în iunie, pentru a-și aduce rezervele totale de aur la 130,39 de tone și pentru a-și propulsa clasamentul pe locul 30 în lume și pe locul 4 în lumea arabă. Este de remarcat faptul că aurul este unul dintre cele mai importante active deținute de băncile centrale și instituțiile financiare internaționale și un refugiu sigur în condiții de incertitudine datorită acceptării sale la nivel internațional, a adăugat Banca Centrală a Irakului. Da, e foarte puțin, 130 de tone. Cam așa avem și noi la BNR, 100 și ceva de tone, nici nu mai știu. Nu prea m-am uitat, dar o să mă informez și la BNR să vedem. Bun. Politica și Republica Cehă, două națiuni din estul Europei, au promis de asemenea că își vor spori rezervele de aur. Polonia a informat în octombrie 2021 că va cumpăra 100 de tone de aur în 2022. Aurul își va păstra valoarea chiar și atunci când cineva va întrerupe puterea sistemului financiar global, distrugând activele tradiționale bazate pe evidențele contabile electronice. Da, ăștia, stai să termin și vă explic. A declarat Adam Glapinski, președintele Băncii Poloniei. A spus, desigur, nu presupunem că acest lucru se va întâmpla, dar, după cum se spune, avertizat este întotdeauna asigurat. Și băncii centrale trebuie să fie pregătite chiar și pentru cele mai nefavorabile circunstanțe. De aceea vedem un loc special pentru aur în procesul nostru de gestionare a valutarului. Da, asta e o vrăjeală totală. Ei cumpără aur acum din cauza Rusiei, pentru ce s-a întâmplat cu Rusia. Că cei de la LBMA, London Bullion Market, le-a blocat vreo 630 de miliarde
de lire sterline, am impresia, ca și valoare. Dar sunt niște bani blocați și ăștia acum toată lumea s-a gândit, bă, dacă le-a blocat la ăștia fondurile de urgență, fiecare țară are anumite fonduri de urgență, fonduri de rezervă. Da, să le și zic fonduri de rezervă, că în caz de război, în caz de urgențe, catastrofe, ți-ar păra și jumătate de țară furtuna. În fine, sunt niște bani de în rezerva statului care pentru astea se folosesc și ăștia dacă le-a confiscat averea Rusiei, s-au autosesizat cam toate țările. Bă, este așa că nu e așa. Că aia sunt bani de rezervă, adică la aia nu umblă nimeni, știi? Și pe motivul ăsta o să și deschidă ăștia cameră de bursă pentru metale prețioase, Rusia. Pentru că le-a confiscat. Bine, ei oricum căutau motiv, din ce am înțeles, ca să deschidă. Adică ei așteptau de mult chestia asta. Bun. Noul guvernator al Băncii Naționale a Cehiei, ales Mikl, care a preluat mandatul în iulie, a confirmat cu o lună mai devreme că sub conducerea sa, banca își va mări deținerile de aur de aproape 10 ori. De la 11 tone în prezent la 100 de tone. Da, 11 tone. De ce? Pentru că ei dacă nu mai au acces la rezervele lor, spre exemplu, le confiscă Londra sau New York sau unde știu ei aurul, le confiscă aurul, știi? Și nu mai au acces la ei, pe ei atunci sunt pe astea 11 tone. Că ei poate au în alte țări, cum avem și noi, la Londra și cum avem în Rusia. S-au rugat rușii de noi de atâtea ori să venim să luăm aurul și pe ăștia i-a durut la bașcheți. Pe ai noștri au tot declarat în presă, vezi, domne, că nu vor rușii să ne dea aurul. Și ăia ne-a chemat de enorm să ne luăm aurul, că l-au la dispoziția noastră, au și un proces verbal chiar mai bine făcut decât deține România. Adică au mai multe pe inventar care ne aparțin, știi? Și mășa de la putere, vezi, domne, că nu așa. Da, suntem în barcă cu America și probabil că din cauza asta nu s-a putut. Momentan. Dar oricum. E, ideea este că ei dacă au aur în altă parte și va fi confiscat, ei practic sunt în astea 11 tone de aur, știi? Sau, uite, Canada, spre exemplu, e singura țară din lume care nu are 0 tone de aur. Nu are nicio tonă de aur. Canada e singura țară din lume. Momentan. Să vedem cât ori merge așa. Da, volatilitatea randamentului ar fi atunci mai mare. Acesta este riscul, dar randamentul așteptat pe termen lung ar fi și el mai mare. Împreună cu colegii noștri de la CNB, Michael Scoda și Thomas Adam, încercăm să calculăm acest risc ca parte a unui proiect de cercetare. Viziunea mea este să am un CNB profitabil pe termen lung, după cum am raportat site-ul de știri Kitco. Însă nu toate țările participă la cumpărăturile de aur în curs de desfășurare. Viceguvernatorul Băncii Centrale a Ucrainei a confirmat pe 17 iulie că a vândut rezervele de aur în valoare de 12 miliarde,4 de dolari de la izbucnirea conflictului cu Rusia din 24 de februarie. Vindem acest aur pentru ca importatorii noștri să poată cumpăra bunurile necesare pentru țară, a dezvăluit viceguvernatorul Caterina Rozcova. Desigur, Ucraina se află în circunstanțe neobișnuite, extreme, explicându-și preferința de a fi vânzător net de aur. Cu toate acestea, un sondaj VGC pe 57 de bănci centrale, publicat pe 8 iunie, a constatat că 25% dintre respondenți au confirmat că se așteptau să-și crească rezervele de aur în următoarele 12 luni. Mai mult decât cele 21% înregistrate în același sondaj realizat cu un an mai devreme. Achizițiile planificate sunt motivate în principal de îngrijorarea crescândă cu privire la o posibilă criză financiară, deși schimbările anticipate în sistemul monetar internațional și preocupările cu privire la creșterea riscurilor economice în economiile cu
Monedă de rezervă sunt de asemenea factori majori, potrivit raportului. Da, păi numai de aici îți dai seama de la faptul că toate băncile își întăresc rezerva de aur fizic. Poți să-ți dai seama că globalizarea s-a dus la fund odată cu confiscarea aurului Rusiei. Pentru că oamenii nu mai au încredere să țină rezervele în alte țări. Și mai bine țin la ei în țară și cu asta basta. Bun, VGC a remarcat de asemenea că din cele 25% dintre băncile centrale care doresc să intensifice achizițiile de aur, toate provin din piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare. În total, 80% din toate băncile centrale incluse în sondaj anticipează o expansiune a rezervelor lor de aur în următorul an. Mai mulți respondenți MDE consideră schimbările puterii economice globale ca un factor relevant în deciziile lor de gestionare a rezervelor, ceea ce ar putea indica îngrijorători tot mai mari cu privire la amenințarea unei decuplări între economiile majore pe fondul tensiunilor în curs, a adăugat raportul. Băncile centrale MDE se confruntă în general cu provocări mai mari în menținerea fluxurilor de capital ordonate și a stabilității valutare. Rezultatele pot indica faptul că aceste bănci tind să vândă aurul ca pe o componentă mai importantă a strategiei lor generale de gestionare a rezervelor. Dar poate cea mai interesantă parte a sondajului este că există un consens tot mai mare în rândul băncilor centrale MDE. Acestea sunt preocupate de schimbările în puterea economică globală, făcându-le astfel să fie mai puțin optimiste cu privire la rolul dolarului american ca monedă de rezervă globală. Da, asta e păducă. Dolarul american e păducă ca monedă de rezervă globală. Și o să vedem cât mai durează, dar cred că în 2023 o să vedem foarte clar situația în care ne și aflăm noi, ca țară din Europa. Într-adevăr, sondajele arăta că 42% dintre respondenții băncilor centrale se așteaptă ca dolarul american să scadă ca proporție din rezervele totale în următorii 5 ani. Băncile centrale ale MDE par deosebit de precaute cu privire la rolul biletului verde. 45% așteaptă ca dolarul american să scadă ca proporție din rezervele lor, mai mult decât 31% din băncile centrale ale economiilor avansate. Da. Păi da, oricum, China de vreo 7 luni a scăpat de vreo 300 de miliarde de dolari americani. În ultimele 7 luni, fii atent, 300 de miliarde aveau contracte ETF-uri de alea care puteai să le vinzi decât pentru dolari. Și le-au vândut în schimbul la altceva, nu la dolari. Adică dacă vrei să scoți contractul de acolo, îți dă dolari în schimbul lui. Și ei au vândut contractele alea. Și au scăpat în ultimele 7 luni, ceva de genul. Parcă 300 de miliarde. Da, deci toate băncile o să caute să scape de dolari. Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Dacă nu ești abonat deja, abonează-te din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!